orizontale, oblice. Așa încep orele elevii din clasa 1 de la un gimnaziu din capitală. Printre ei am zărit și trei frați în trei bănci diferite. Vasile, Cristian și Bogdan sunt tripleți, iar emoțiile începutului de an școlar le-au împărțit la trei. Am avut mare noroc, toate cuplurile se deosebesc copiii. Și aici avem tripleți și oricum se cunosc, se deosebesc unul față de altul. Este un avantaj, deoarece unul reușește mai bine, altul mai puțin bine și ei se ajută unul pe altul, se completează. Dacă nu înțelege un gemene, celălalt a înțeles și îi povestește. Și este ușor de lucrat cu ei chiar. Pregătirea de școală nu a fost una tocmai ușoară. Cheltuielile s-au înmulțit pentru că toate rechizitele au fost cumpărate la trei. Am luat toți copiii și și-am procurat fiecare și-au ales ghiozdanele după placul lor. N-am insistat anume un model să le iau la fiecare. Deci ei și-au ales cam modelul cam e același, dar fiecare are câte ceva diferit să le distingă. Chiar dacă școala la care învață le oferă copiilor un meniu variat, Cristina știe cât de importantă este energia pentru elevi. De aceea nu ezită să le strecoare în ghiozdan câteva surse de vitamine. Suntem mulțumiți cu felul cum sunt hrăniți la școală destul de bine și nu necesită, în primul rând, să le dăm adăugător ceva. Dar astăzi am hotărât să le pun ceva fructe doar. Tripleții au devenit în scurt timp vedetele clasei. Chiar dacă au fost născuți în aceeași zi, băieții nu sunt tocmai trași la indigo, iar colegii îi recunosc cu ușurință. Eu îi recunosc după voce și pentru că am fost la mine în grup. Că se descurcă la școală, ne-am convins. Am fost însă curioși să aflăm și cum își petrec cei trei timpul liber. Unde-i unul, nu-i putere. Unde-s doi, puterea crește. Iar acolo unde sunt tripleți, nu mai e nevoie de niciun alt prieten pentru orice activitate și-o doresc. La fel cum se întâmplă și în acest caz. Ne jucăm de prinsele, de ascunsele, ne jucăm împreună. Ne duce și la film. La ce film? Simba de este, filme bune. De ascunsele, șapte oameni fac o casă și de prinsele. În Republica Moldova, tot mai multe femei devin mame de tripleți sau gemeni. În ultimii ani, potrivit medicilor, numărul sarcinilor multiple s-a dublat.